Într-o zi, țara pe care o cinstesc cu sudoare, generozitate și modestie, cei mai buni din lume, români de-ai noștri. De România își aduc aminte însă zilele acestea și cei care o sluțesc, cei care o condamnă pentru câțiva bani la sărăcie și chin. Nu sunt cuvinte mari, sunt răni pe care le poartă în suflete prea mulți dintre noi. Cei de aici și cei de dincolo, care lăcrimează ori de câte ori și aduc aminte de vorba noastră dulce. România îi rabdă însă pe toți, și răi și buni. Și îmbogățiți pe lacrimile semenilor și pe cei care au un suflet de bunătate cât pentru o țară. Și poate mai greu uneori, România se deșteaptă. Nu pentru ea, ci pentru ei. Copiii de azi, românii mândri de mâine. Este frica de infectare cu cea mai nouă variantă a coronavirusului Omicron, iar tot mai multe țări iau măsuri dure. Marocul și-a închis granițele pentru 2 săptămâni. Niciun avion cu pasageri nu mai poate ateriza sau decola. Iar mai mulți turiști aflați în vacanță au rămas blocați, printre ei 10 de români. Într-o ședință de urgență, autoritățile au decis să-i aducă acasă cu o aeronavă Tarom. Sub arcul de triumf, cu ocazia Zilei Naționale, este a doua paradă în pandemie, însă este prima la care oamenii pot asista cu respectarea măsurilor sanitare, bineînțeles. TVR-ul este și de această dată singura televiziune care filmează evenimentul și distribuie tuturor imaginile. Gazde sunt, ca de fiecare dată, Adelin Petrișor și generalul Constantin Spânu. Peste tot sunt steaguri tricolore și sunt oameni care au venit inclusiv de peste hotare să simtă emoția paradei de Ziua Națională. Ceremoniile au început deja, iar colegii mei Vlad Ungar și jurnalista TVR Moldova Carina Müller șterg hotarul de pe prut și ne aduc informații în direct din Alba Iulia. Bună seara, vă ascult! Sfântul Apostol Andrei a fost cinstit astăzi în toată țara. La Constanța a fost mare pelerinaj la mănăstirea și peștera din Ion Corvin. Aproape 6.000 de credincioși din toată țara au mers acolo să se reculeagă. Pentru că a fost mare aglomerație, oamenii și-au parcat mașinile la kilometri distanță de mănăstire și, chiar dacă a plouat și a nins, au mers pe jos să se roage la Sfintele Moaște.